Eu cred că este foarte important ca numărul sexurilor de vot în diasporă să fie majorat, deoarece ne-am văzut la alegerile prezidențiale ce s-a întâmplat în diasporă. A fost pur și simplu, pe de o parte, a fost o bucurie foarte mare pentru noi modul în care s-au manifestat cetățenii noștri din diasporă, stând câte șase, șapte și mai multe ori în rând și la unii nici nu le-au ajuns rândul și nu le-au ajuns buletinii de vot. A, pe de altă parte, este tragic faptul că oamenii, familii și, și familii cu copii au făcut sute de kilometri și după asta au fost nevoiți să stea încă câteva ore în rând să voteze. Din acest considerent, desigur că trebuie să facem tot posibilul ca să asigurăm o posibilitate de vot deci accesibilă pentru tot cetățenii țării noastre oriunde nu s-ar afla. Și din, în acest context, Ministerul de Externe și respectiv ulterior guvernul au făcut propunerea către Comisia Electorală Centrală bazându-se pe înregistrările pre, datele din înregistrarea prealabilă care au făcut-o cetățenii pe pagina electronică. Deci aceste date nu au fost luate din pod. Aceste date au o argumentare. Respectiv, Comisia Electorală Centrală nu prea avea argumente să respingă această propunere. Uh, și cel puțin dacă ziceau că, uite, nu facem când avem bani. Dar, Comisia Electorală mâine. Centrală spune că formal n-au primit dovezi că vor fi găsiți bani pentru lucrurile, a asigura acest vot. Lucrurile astea se discută. Trebuia să fie o discuție între Comisia Electorală Centrală și Guvern uh, să facă un plan de finanțare acestei, deci ceilalți bani care urmează a fi dezbursați, mm. dar așa tu imediat respingi și dai posibilitate sau dai temeiuri pentru a fi criticată decizia ta atunci când tu nu argumentezi suficient ceea ce ai decis. Respectiv, eu sper foarte mult că Curtea de Apel va soluționa pozitiv această întrebare în interesul cetățenilor acestei țări. Nu am fost primii care ați contestat cea de decizia a Comisiei Electorale. La ce vă așteptați? Eu mai întâi de toate aș face și o remarcă când ați spus că trebuie să existe un dialog între autorități ca să ajungă la un numitor comun cu privire la stabilirea secțiilor de vot. Vreau să vă zic că a fost nu doar un dialog, dar a fost și corespondență, sunt acte oficiale, documente emise de guvern în adresa cecului și tot așa a fost un ping-pong așa de documente pentru că toate aceste acte sunt la dosar administrativ și Aș vrea să atenționez un lucru telespectatorilor. Acestea sunt actele de la cetățenii noștri din diaspora, cu semnături, sunt mii de semnături. Eu special le-am adus ca să le arăt tuturor. În adresa cecului au venit aceste solicitări. Deci, întrebarea mea, pentru ce că asta nu a fost suficient să deschidă un număr mai, mult, mai mare de secție de vot? Mai mult ca atât, spuneți-mi, vă rog, atunci, dar guvernul, prin scrisoarea aceasta, ce a zis? că își exprimă disponibilitatea de a aloca surse financiare suplimentare pentru a deschide numărul necesar de secții de vot, bazându-se pe recomandările Ministerului Afacerilor Externe. Deci, mai mult ca atât, suplimentar la ce am zis astăzi, când am făcut cunoștință cu referința Ministerului Afacerilor Externe, deci eu cred că este în premieră în istoria Republicii Moldova ca o instituție de stat să fie de partea cetățenilor. Pentru că ceea ce a scris în referință Ministerul de Externe uh, și aici întru totul ei vin cu uh, aceste dovezi. Da? Părerea lor este absolut întru totul cu aceste dovezi. Deci ei zic așa că consideră că această decizie a cecului trebuie să fie anulată sau modificată pe motiv că a fost uh, adoptată cu încălcarea normelor legale. Mai mult ca atât dacă cunoaștem toți Decizia cecul trebuie să o ia cu privire la secțiile de votare doar cu consultarea Ministerului de Externe. Deci decizia din 5 iunie a fost. Nu, că nu a fost consultată în prealabil cu Ministerul de Externe, dar listele au fost substituite în ziua adoptării. Și Ministerul e la fel se referă la schimb de corespondență? Păi da, este, există acest schimb de corespondență. A da asta clar. dialog, un fel de dialog. Păi da, dar că Ministerul de Externe, în toată corespondența sa, a menționat că ambasadele și țările uh, statelor europene sunt dispuși de a deschide aceste secții de votare suplimentar pentru a evita acele cozi uh, care au fost în, uh, în diferite orașe, pentru a evita uh, insuficiența numărului de buletini de vot, pentru a evita acel. Uh, um, acea îmbulzeală care s-a creat la secțiile de vot și, evident, cetățenii noștri au stat în rând câte șapte ore. Deci eu vorbesc despre mama mea care a stat șapte ore în rând, de dimineață, ca să da. în orașul Mestre, Italia. Și când am văzut că în Mestre a rămas doar o singură secție de vot, nu vă supărați, prieteni, dar chiar e din calea afară.